seara asta. Dumneavoastră știți mulți că nu sunteți bine. Dumneavoastră știți că în familiile voastre nu este pace. Și este o continuă tulburare. Ce vreți să vă mai facă Domnul? A venit să vă vorbească în seara asta. El vă poate schimba familia în seara asta. Crezi asta? El poate schimba atmosfera din casa ta în seara aceasta. Pentru că este seara cercetării. Știu că ai probleme. Ce vrei să faci cu ele? Nu le da păstorilor. Avem aici o mulțime de bilete, ne vom ruga peste câteva minute. Dar singurul care se poate atinge de ele, dar și de noi toți, este Iisus Hristos. El își deschide poarta cerului în această seară. Pentru că El este gata să șteargă tot trecutul tău. Dar trecutul tău nu poate fi șters fără să accepți în această seară pe Dumnezeu în prezent. Și să spui, Doamne, azi mă predau Ție, Doamne. Azi înțeleg ziua de astăzi. Azi înțeleg momentul ăsta, cum l-a înțeles Bartimeu, cum l-a înțeles Zacheu, cum l-a înțeles Tâlharul, cum l-a înțeles mulți, cum l-am înțeles eu într-o zi, cum l-au înțeles sute de oameni care sunt aici în această seară. Momentul când Duhul Sfânt ne-a cercetat în biserică, momentul când Iisus Hristos ne-a vorbit prin puterea Evangheliei, momentul când sângele Lui ne-a iertat toate păcatele. Glorificat să fie Domnul în veci pentru seara asta. De ce plângi, Doamne, Iisus? Și Duhul Domnului i-a mai zis ceva. Și de ce plâng? Pentru că văd viitorul. Eu nu pot să văd viitorul. În schimb, Dumnezeul pe care îl predic în seara asta îl vede. Iisus Hristos vede finalul tău. La ora asta îl vede. Și mă întreb, uitându-se Iisus la viitorul meu, dacă e fericit și vesel sau va trebui să explodeze în plâns în seara asta. Unde îți vei petrece veșnicia? De atâtea ori vă întrebați ce va urma anii care vin. Iisus Hristos a început să plângă și o altă cantitate de lacrimi care zboară din ochi. Zice, mă uit în viitor, Ierusalime, și te văd împresurat. Și văd că se ridică întărituri împotriva ta, din toate părțile. Văd cum nu va rămâne în tine pe toate clădirile astea faimoase, piatră pe piatră. Te văd amestecat și făcut una cu pământul. Pe tine și spuneți dumneavoastră și pe copiii tăi. Acum asta este o istorie la care puteți privi ca să credeți mai ușor că tot timpul vreți să pipăiți pe Dumnezeu care vorbește. Am un vorbesc seara asta că nu știu ce, dar unde-i? Stimați prieteni și frașesori, nu vă jucați cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă jucați cu o predică, că eu o să ies pe ușa aici să plec, dar cuvântul rămâne în picioare. Și cu seara asta poți să te îmbrățișezi cu ea în rai și să-i mulțumești lui Dumnezeu o veșnicie pentru ea. Dar poți să-ți aduci aminte de ea în iad și să plângi o veșnicie că puteai să fii mântuită și mântuit. Și puteai să fii în gloria lui Dumnezeu și ai refuzat. Iisus Hristos este Domnul. Duhul lui Dumnezeu este prezent aici în această seară. În anul 70, tot ce a zis Iisus s-a întâmplat. Evreii au fost cotropiți, măcelăriți, asediați. Nu mai intrăm în detalii, făcut una cu pământul, tot templul a fost despicat piatră cu piatră. Ei și copiii lor au fost măcelăriți. Mai târziu a venit Holocaust. Iisus a plâns. Iisus a văzut anul 70. Iisus a văzut grozăvia mamelor și a văzut durerea lor și a văzut drama lor și a văzut totul amestecat. A văzut și a început să plângă și spunea, dacă astăzi v-ați trezi, ați putea evita drama asta. Ce Dumnezeu mai special să ai care să spună ce urmează și spune poți evita drama asta. Cum? Te accept pe Domn și Mântuitor în viața mea, te urmez din seara asta. Și nu mai urmează drama, urmează o binecuvântată veșnicie cu El în Raiul lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Am fost de mai multe ori în Israel. Nu contează de câte ori. Când am ocazia, mă duc cu plăcere acolo. Mă liniștesc. Nu mă interesează locurile geografice efectiv, cât atmosfera a țării acelea în care a pășit Domnul și Mântuitorul nostru. De fiecare dată când mă duc la Muzeul Holocaustului, este un fel de dramă pentru mine. Sunt om și cred că și oricare ar fi la fel. Pe nevastă mea n-am mai putut opri din plâns. Și ține ghidul prelegerea înainte și spune o lecție foarte scurtă și toți ghizii am văzut că plâng când spune asta, deși ei sunt într-o rutină zilnică acolo. Și când povestesc de 1,5 milioane de copii care au fost gazați și arși, făcut săpun din ei, și intrăm acolo într-o sală rotundă, așa cu puțină lumină,
și vezi o cupolă acolo în care sunt 1,5 milioane de lumini, luminițe aprinse, care tot pipăie, pâlpâie, și auzi acolo numele rostit la copilul ăla, la muzeul Yad Vashem, și spune numele lor, zi și noapte, 24 din 24 funcționează asta, și dai o tură pe acolo roată. E o dramă. E o dramă. Știți ce vă spun în seara asta? Iisus a văzut asta. Iisus a văzut toată drama asta lor. Până în ziua de azi trăiesc tot felul de drame. Și vă întrebați toți de ce, că Dumnezeu nu e drept, că Dumnezeu e rău, că îmi scriu unii pe internet, unde-i Dumnezeu de îngăduia asta? Unde-i Dumnezeu de îngăduia asta? De ce se întâmplă asta? Și eu vă răspund tuturor în numele lui Iisus, datorită refuzului de ani de zile constant pe care noi l-am arătat lui Dumnezeu și a zis, n-avem nevoie de tine în casele noastre, n-avem nevoie de tine în orașele noastre, n-avem nevoie de tine nici în bisericile noastre, că noi suntem șefi în ele. Și l-am scos pe Dumnezeu afară. Și știți ceva? Dumnezeu a plecat. Iisus Hristos este în biserica Elim. E bine că nu l-ați scos afară. E bine că ați postit și v-ați rugat să vorbească Dumnezeu în această seară. Indiferent cât doare, indiferent cât de rușinați ne simțim de trecutul nostru sau de prezentul nostru, e bine că Iisus Hristos este în mijlocul bisericii Elim. E bine că sângele Lui are putere să curățească. E bine că și tâlharii și oamenii simpli și oamenii de onoare au nevoie de Dumnezeu în această seară și au nevoie de mila Lui. Și Iisus Hristos este aici foarte sentimental în această seară și Duhul Sfânt este mai sentimental, că se roagă de multă vreme pentru sufletul tău. Și suspine cu suspine negrăite ca tu să cedezi în această seară, să spui, da Iisuse, te accept, da Iisuse, te urmez, da Iisuse, te aleg pe tine ca Domn și Mântuitor personal. Să spunem din toată inima, atinge Dumnezeule. Aleluia.